salutare. Tocmai am avut parte de o ploaie, de un duș ca lumea. Și am testat un pic prelata pe care am impermeabilizat-o cu ceară. Rezistă super ok. Ca și minusuri, ca și defecte, nu-ți protejează picioarele deloc. Adică la picioare sunt destul de ude. Acum merg să fac review la maceta Tramontina, pentru că am văzut că stârnește mereu controverse. Eu știu ce am făcut cu maceta asta. Am avut-o cam 8-9 ani și am tăiat cu ea lemn de grosimea piciorului, uscat. Trăbdare să ai. Nu e ca un topor, dar este extraordinar de bună. Adică nu vorbesc de tăiat cuie, bare de metal, ce mai face lumea cu tăioasele. Vorbesc și de tăiat lemn, de ascuțit un lemn, de batoning. Hai că ajungem într-un loc mai ok și ne punem pe treabă să vedem ce putem face cu o macetă Tramontina. Plouă destul de tare, pentru moment am sistat orice activitate pe aici, am făcut un adăpost tot din prelată, să vedem cât ține și dacă încep să fac baie în el. Detalii tehnice despre ea am văzut că sunt puține și pe internet, că ar fi 1090, 1070. Da, ideea e că prețul lor, care este undeva între 30 și 70 de lei, este extrem de mic. Plouă tot mai tare. O să aștept să treacă, pentru că am și un cârnăcior cu mine pe care vreau să-l prăjesc și nebunesc dacă nu. Ok, am făcut o tăietură de doborâre, care este mult mai grea, mult mai dificilă. Acum, obosit, o să mai tai încă o dată un lemn aflat la pământ, din același copac, același lemn. Hai să vedem cum decurge. Continuăm.
și ne-am făcut treaba cu maceta. Acum o să facem următorul test. Să vedem dacă după tot abuzul ăsta mai taie bine. Ok, hai să începem cu ceva subțirel. Ok. Hai să progresăm. Ok. E mai bine să-i dai mai tare din prima decât să-ți rămână blocată, pentru că fiind lama subțire, tinde să se blocheze în lemn și e mai greu de scos. Și acum, să vedem asta. Să vedem dacă... Da. Hai să vedem, de exemplu, dacă putem ascuți un lemn pentru un adăpost, pentru o prelată. Deja dexteritatea mea cam are de suferit. Dar, da, merge și asta. Ok. Nope. Deci se poate aprinde cu ușurință un foc. Da, deci cu ea se pot face și treburi mai de finețe pentru a prins focul. Da, mai avem un plan să facem și batoning. O să merg să caut o bucată de lemn potrivită. Și o să încercăm un pic să facem un batoning. Ia să vedem dacă va merge treaba asta. Oh, ea se duce, cred că, chiar până la un 90 de grade, nu știu. Se duce oricum foarte mult. Nu știu dacă se vede sau se aude. Ea are un pic de joc. Nu știu dacă e din nituri, nu știu dacă se poate remedia. Și cealaltă a avut pe tot parcursul vieții ei același joc. Deci e o chestie clasică, tipică. Are o găurică pentru șnur. N-am folosit-o niciodată pentru că este prost pusă. N-ar trebui să fie aici, ar trebui să fie aici în capăt undeva. N-am prea pățit să-mi sară din mână. În schimb, uneori ricoșează și trebuie un pic de atenție și nu trebuie să ții strâns de mâner când lovește. Dar e foarte important să ai control după ce a lovit, pentru că dacă ricoșează, trebuie oprită. Trebuie oprită cât mai repede și controlată, pentru că altfel face mizerie în pădure și ambulanța ajunge un pic mai greu. Am reușit să tai o bucată de lemn foarte mare. Ok. Și acum hai să vedem. Așa.
Acum îi dau inclusiv în mâner. Ceea ce nu se face, dar să vedem dacă rezistă. Și rezistă cu brio. Cred că mi-a obosit mâna un pic. Cred că e mai dur testul pentru mine decât pentru machetă. Extraordinar. Problema e că mi-am uitat cuțitul. Este absolut tot ce trebuie.